Asset-uri sau active care sunt invizibile, care nu prea se văd, nu prea se pune accent pe ele și, sincer, sunt mult mai importante decât crezi. Când ne gândim la active, trebuie să ne gândim la o proprietate care generează bani, la acțiuni care generează dividende, la un business care generează profit sau alte lucruri, nu, aur, argint, diverse lucruri care pot genera bani sau care își păstrează valoarea în timp. Când ne gândim la pasive, ne gândim la o mașină care se depreciază, care consumă, o casă mare pe care o folosești tu și îți consumă, un activ îți bagă bani în buzunar, un pasiv îți ia bani în buzunar. De multe ori ne gândim la ceva palpabil sau la ceva pe care îl putem vinde, chiar dacă este digital, și Bitcoin poți să-l vezi tot ca pe un asset, deși e digital, e transferabil, însă eu sunt de părere că sunt și active care nu sunt transferabile, sunt importante, te ajută atât personal cât și financiar în business, ce vrei tu, și lumea nu prea pune accent pe ele. Pune accent pe ele doar când probabil că este prea târziu. Și da, aici mă refer la 1. Sănătate. În goana după bani, în goana după averi, în goana după productivitate, în goana după dezvoltare personală, uităm să ne controlăm, să ne verificăm, să ne îmbunătățim, să ne păstrăm sănătatea, fumăm, ne stresăm, stăm în poluare, că na, vrei să stai în centrul capitalei sau în centrul unui oraș poluat, pentru că acolo ai găsit tu de muncă un job foarte bun și îți afectează calitatea vieții, sănătatea și așa mai departe. Deci sănătatea este extrem de importantă și dacă sacrifici prea mult din ea sau îți bați joc de ea cu tutun, alcool, zahăr, fast food. Din nefericire am auzit de o cunoștință care are 38, 39, 40 de ani, programator, stil de viață nesănătos, nu fumează, alimentație, multă Coca-Cola zilnic, 1, 2, 3 litri, fast food, lipsă de mișcare, 38, 39 de ani și a depistat cancer pe creier. Muncă, 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 sănătate nema. Nu mișcare, nu dietă sănătoasă și o dai în cancer sau în alte boli, ceea ce este trist, pentru că am ignorat sănătatea. Și eu mai abuzam cel puțin de zahăr câteodată. În ultima vreme mi-am pus sub control treaba asta, am început să merg la sală, să mănânc mai echilibrat, nu mai fumez de ani de zile. Alcool nu consum decât foarte rar și oricum în cantități mici. Deja am niște săptămâni de când n-am pus gura pe alcool, iar atunci când pun gura pe alcool, săptămâni. De fapt, vreo 2 săptămâni am băut în Turcia, am fost în vacanță și la masă ne serveau cu ce vrem noi și am băut un pahar de prosecco, un pahar de vin, un pahar de vin roze, un pahar de vin alb. Am mai ciugulit o bere de aia Efes turcească, dar cam atât, adică o bere, un pahar de vin, un pahar de vin, un prosecco, o bere, adică subțire, nu să beau, să îmi afecteze cumva negativ sănătatea. Deci sănătatea este un asset extrem de important. Dacă ești foarte sănătos, gândești limpede, pur și simplu poți fi productiv, poți munci, poți face bani, poți să te bucuri de multe lucruri. Degeaba faci o grămadă de bani dacă îți alterezi în mod constant sănătatea. Deci sănătatea este un activ invizibil, extrem de important, din punctul meu de vedere cel mai important. Iar această sănătate este de mai multe feluri. E sănătatea emoțională, sănătatea psihică, sănătatea fizică și contează toate formele de sănătate să fie în regulă. Un alt activ invizibil e liniștea, pacea, liniștea interioară. Să fii calm, să nu fii stresat, să ai liniște, să poți să te odihnești. Deci aici poți să încadrezi și odihna. Să stai într-o zonă unde ai aer curat, poți să dormi, ai liniște, poți medita, poți să faci ce vrei tu. Liniștea și pacea sunt extrem de importante. Degeaba ai mulți bani și stai într-o zonă extrem de aglomerată unde numai agitație, nu ai liniște, nu ai pace, nu te poți odihni, te deranjează oameni, te deranjează vecini, te deranjează poluarea. Foarte important să ai liniște și pace pe termen lung. De asemenea, dacă ești liniștit și împăcat cu tine, poți prospera și în viața de zi cu zi și în afaceri. Un alt asset invizibil sunt relațiile, care din nou sunt de mai multe feluri. Relațiile personale, relațiile de afaceri, relațiile, mă rog, să nu-i spun bilele,
dar cu toții apelează la pile când ai. Când ai pile, de multe ori apelezi la ele, acum depinde cum, dar fiecare are relații într-un anumit domeniu sau cu anumiți oameni sau cu anumite personaje sau eu știu. Dar relațiile contează extrem de mult. Relațiile cu familia, relațiile cu prietenii, relațiile cu partenerii de afaceri, relațiile interumane, de asemenea, sunt foarte importante. Din nou, dacă ne uităm la oamenii extrem de bogați, și aici mă refer la miliardari, nu au o viață prea plăcută la capitolul relații. Adică la capitolul relații scârție. Că Elon Musk, că nu prea au nu prea are relații prea sănătoase. Din punctul meu de vedere, e un pic frustrat în zona asta. A schimbat neveste, mulți copii cu multe femei, n-are timp de familie, n-are timp de nimic, toată ziua muncește. Ok, nu o face neapărat pentru bani, o face mai mult pentru că vrea el să schimbe, vrea el să facă, vrea el să fie acolo în istoria omenirii, că a făcut schimbări masive la modul în care trăim. Ok, e de apreciat, îl apreciez, îmi place de el, overall, deși e un pic instabil așa emoțional și are diverse tulburări comportamentale, însă eu cred că scârție și sunt mulți în zona asta care, și nu doar miliardarii, sunt mulți care aleargă după bani la modul agresiv, își neglijează total. Ok, e bine să-ți faci sacrificii o perioadă ca să fie mai bine pe viitor pe toate celelalte planuri, dar sunt mulți care aleargă în mod obsesiv sau nu se mai opresc sau nu le mai pasă. Și contează aceste relații, relații cu soția, relații cu soțul, relații cu mama, tata, familia, cu copilul. Ai mulți bani, nu ai timp, faci 3 copii, îi plasezi la bone și la grădinițe și tu niciodată nu stai cu ei. Copiii aia vor simți niște frustrări la un moment dat. Sau poate și tu vei simți niște frustrări. Relațiile sunt foarte importante pentru o viață de calitate împlinită, care din ulterior îți aduc liniște și pace. Și eu sunt de părere că, din nou, contribuie la calitatea vieții și să fii productiv în afaceri. Și, desigur, un asset invizibil pe care cu toții îl folosim și este, din nou, al doilea cel mai important după sănătate, timpul. Toată lumea are același timp. Unii știu să-l gestioneze, știu să stoarcă fiecare secundă să o folosească fie pentru a petrece timpul pentru relaxare, familie, relații, plăceri, distracții, ce vei tu, cât și în business. Deci oamenii care reușesc să stăpânească timpul la modul să-l controleze maxim, îl înțeleg, îl prețuiesc, sunt oamenii care câștigă, sunt oamenii care sunt fericiți. Oamenii care înțeleg valoarea timpului sunt cei mai câștigați oameni. În sensul că, bă, am timp astăzi, ce fac cu ce 24 de ore? Bun, dorm 7 ore jumate să fiu odihnit. Bun, 2 ore citesc, 2 ore, 4 ore, 6 ore lucrez, 2 ore, 4 ore stau cu familia sau mă duc la un film sau mă duc să mă destind sau mă duc să mă relaxez sau mă duc să învăț, etc. Deci oamenii care își fructifică în mod productiv timpul sunt cei mai câștigați oameni. Cunosc N persoane care efectiv freacă timpul. Nici că se distrează, nici că studiază, nici că fac bani, nu fac nimic. Deci trece timpul pe lângă ei. Stai așa. Își pierd timpul în trafic, își pierd timpul pe TikTok, își pierd timpul în făcând nimic. Nici că pentru ei, nici că se distrează, nici că lucrează, nici că fac bani, nici că evoluează, nici că nimic. Sunt oameni care stau pe loc, timpul îi bate. Era un quote de-a lui Jim Rohn. Either you run the day or the day runs you. Timpul cumva în afaceri, ca să dezvolt subiectul, e un pic diferit. Pornești de jos, timpul tău e plătit slab. 5, 10, 20 de dolari pe oră. Avansezi 30, 40, 50 de dolari pe oră. Vezi că poți să faci mulți bani, timpul tău 100, 200, 500 de dolari pe oră poate cumpăra timpul altora care e mai puțin prețios. Pe scurt, am mai spus expresia asta într-un alt episod. Oamenii bogați cumpără timpul de la săraci. Deci dacă tu îți vinzi timpul ieftin, ți-l vinzi cuiva care, la rândul lui, își vinde timpul mai scump. Banii se refac, sănătatea, timpul, mai greu. Timpul este irecuperabil și de aceea trebuie să-l fructificăm maxim. Deci aceste asset-uri sunt, să recapitulăm și ca să încheiem, sunt invizibile. Deci timp, odihnă, relații, sănătate sunt esențiale. Dacă banii sunt singurul tău scop și ignori toate aceste lucruri,
În cele din urmă o să ajungi să ai foarte mulți bani, dar s-ar putea să fii cam depresiv. Sunt N exemple de oameni care au foarte mulți bani și sunt depresivi, pentru că nimeni nu iubește, nimeni nu e lângă ei, n-au cui să lase moșteniri, toți sunt pe interes, n-au o viață de calitate, doar dețin lucruri scumpe și cam atât. Și din propria experiență te plictisești de lucruri scumpe, adică ți-ai ultimul telefon, ți-ai ultima mașină, ți-ai ultima casă, te duci în ultima șmecherie, te duci în super vacanță de lux, la un moment dat devine plictisitor. Contează mai mult cele menționate mai devreme decât banii. Dar și dacă vrei să faci bani foarte mulți și nu îți ignori celelalte asset-uri invizibile pe care dacă le ai, poți fi mult mai eficient și productiv în a face bani. Cumva să fii organizat. Este unul dintre defectele mele și pe care vreau sub orice formă să îl îmbunătățesc, să fiu mai organizat, mai disciplinat, să mă organizez cumva mult mai bine. În activitate, în curățenie, în tot ceea ce fac, îmi doresc să fiu mai organizat. Sunt un pic împrăștiat ca om, dar îmi doresc să fiu mult, mult mai organizat și asta contează extrem de mult. Aptitudinea de a fi organizat este o super aptitudine care mie îmi lipsește și îmi doresc să fac eforturi foarte mari să devin așa. Am momente când devin organizat, am momente când sunt dezorganizat și mă frustrează chestia asta, mă chinui să fiu organizat, dar de multe ori nu reușesc. Și asta ar fi un asset cumva invizibil, să reușești să fii tot timpul organizat. Și desigur, cred că dacă mă gândesc bine, sunt și altele. Astea sunt calități care îți influențează și viața și afacerile. Să fii punctual, să fii serios, să fii onest, să fii săritor, să ajuți dacă se poate. Sunt de asemenea calități pe care trebuie să punem accent. Sunt calități care îți vor influența viața și afacerile. Adică, nu știu, eu unul sunt serios din punct de vedere financiar și cu oamenii, adică nu am întârziat cu salariile, nu am întârziat cu plățile. M-am întâlnit acum cu proprietarul de la spațiu, unde am magazinul, care ar vrea să vândă spațiu altcuiva și, teoretic, eu fiind chiriaș, el o să mă preia, viitorul proprietar. M-a întrebat dacă vreau să-l cumpăr, că așa e frumos, că eu sunt acolo chiriaș, că prima dată trebuie să vorbească cu mine, că dacă nu o să-l vândă, că nu știu ce. Și i-am zis, faci cum consideri, eu nu vreau momentan să-l cumpăr, inițial îmi doream, dar așa. L-am întrebat dacă totul e ok, din câte știu eu sunt la zi cu toate plățile și a zis că, ar fi toți ca tine, aș cumpăra de drag proprietăți și aș face afaceri cu oameni ca tine de drag, ceva de genul, că sunt la zi cu tot, n-am nicio datorie la nimeni, adică la oameni, la ANAF, la nimeni, n-am datorie la absolut nimeni. Și îmi place să fiu serios, punctual, parolist, dacă uit ceva să mă revanșez, dacă greșesc să mă revanșez și așa mai departe. Aceste lucruri, să fii serios în afaceri și să-ți faci o reputație de om serios, de asemenea, cred că reputația este un asset invizibil pe care ți-l creezi tu cu mâna ta în timp, reputația, foarte, foarte importantă dacă mă gândesc bine, și sunt lucruri care se dobândesc în timp. Sunt lucruri pe care banii nu le pot cumpăra, sunt lucruri pe care banii le pot doar influența, dar nu le pot cumpăra. Nu poți să-ți cumperi sănătate în mod direct, nu poți să-ți cumperi ani, poți să-ți cumperi lucruri care să te ajute să fii mai sănătos, să mănânci mai sănătos, să-ți faci control la doctor, să previi, deci te ajută să-ți influențezi sănătatea. Nu o poți cumpăra în mod direct. Te ajută banii să influențezi o relație, cum o întreții, cum o desfășori, dar nu poți să o cumperi cu totul la gata. Reputația, de asemenea, se formează. Modul în care gestionezi banii, modul în care te comporți, modul în care vrei să faci business, modul în care, din nou, repet, gestionezi banii, pot influența reputația ta, dar nu o poți cumpăra în mod direct cu totul la gata. Și tot așa, deci sunt multe asset-uri invizibile la care de multe ori nu ne gândim și dacă stai să te gândești, o reputație foarte bună, nu știu, în cazul unui imobil pe Airbnb. Dacă un imobil pe Airbnb, că tocmai am avut podcastul zile trecute cu Cătălin, dacă un imobil are 9,8 din 10 pe Airbnb și scrie verified owner, trusted owner, notă mare, super review-uri, enhanced cleaning, e super super clean acea locație, toată lumea asta își dorește și o să rupă acea proprietate, o să fie în top mereu și va fi căutată. Mai aia, rare find, știi? Astea sunt calități care de fapt îți construiesc reputația și această reputație se formează în timp pe baza acțiunilor tale și este un asset. Deci sunt multe asset-uri invizibile care contribuie semnificativ la acumularea asset-urilor
vizibile, respectiv la în afaceri, la averi, la calitatea vieții și așa mai departe. Ca să dau un exemplu negativ, ca să înțelegeți foarte bine ceea ce vreau să spun, degeaba ai tu asset-urile fizice, ai foarte multe, ai două vile, ai două blocuri, ai sute de acțiuni, ai bitcoin, ai aur, ești mare șmecher. Dacă tu ești un om de slabă calitate, nu te ții de cuvânt, înșeli lumea, dai țepe, îți rupi sănătatea, te îngrași, mănânci nesănătos, ai o viață de 2 lei, acele asset-uri pe care tu le deții cam nu prea au valoare. Pentru că lumea știe că tu ai o reputație proastă, lumea știe că tu ești un gunoi de om, tu nu ai relații sănătoase, nu ai o viață sănătoasă, le cam ai degeaba, adică le ai, dar nu poți să te bucuri într-adevăr de ele sau de o viață așa cum ar trebui. Așadar, pe lângă faptul că trebuie să muncim, să acumulăm, să ne dezvoltăm, să fim mai buni, e bine să o facem, susțin treaba asta, nu pot să zic că mi-am sacrificat eu vreodată sănătatea. Am avut momente când am neglijat-o, probabil, dar fără să o duc într-o extremă și am realizat la timp că totuși trebuie să am mare grijă de aceste asset-uri invizibile, aceste active, aceste calități, aceste, cum vrei să le spui. Așadar, fă bani, avansează, fii mai bun, progresează, citește, muncește, dar fără să-ți sacrifici reputația, sănătatea. Timpul poți să-l sacrifici o perioadă, un lucru bun, adică decât să-l consumi ineficient. Timpul oricum se duce, o perioadă e bine să-l consumi ineficient, pentru că altfel te va consuma pe tine. Asta nu e un lucru rău, deci nu e un lucru rău. Dacă ești tânăr, ai timp, n-ai obligații, n-ai rate, n-ai familie, ești la început de drum, merită să îți sacrifici timpul, o perioadă scurtă, ca să ai un viitor mai strălucit. Asta e un lucru bun pe care poți să-l faci. Dar fără să-ți neglijezi sănătatea psihică, emoțională, fizică și așa mai departe. Sper să vă inspire acest episod. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele.